Problema locurilor de muncă este una destul de delicată în județul Hunedoara. În ultima vreme, prin intermediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, un important număr de hunedoreni și-au găsit serviciu. În ianuarie 2020, prin implementarea unui program național, prin intermediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara, au fost încadrate 564 de persoane, dintre care 280 femei. Majoritatea celor nou angajați au peste 45 de ani, provin din mediul urban și au studii liceale. Din numărul total de persoane care au fost angajate, 26 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în evidența agenției beneficiază de asistență pentru găsirea unui loc de muncă, numărul celor consiliați în acest sens în luna ianuarie fiind de 1350. Mai multe informații despre locurile de muncă se pot obține de pe site-ul www.ajofmhd.ro.